La ANR, da. Da, unde sunt sinecurile, se ajută între ei ca frații, că doar până la urmă asta e marele USL. Însă ce o să rămână după guvernarea asta? Hai că putem să-i facem bilanț deja, că e o lună mai de negocieri, nu mai se întâmplă nimic. Economia făcută praf. Asta în primul rând. Zero reforme. Zero reforme. Deci PNL este partidul sinonim cu zero reforme. Mă uitam și astăzi în Parlament, chiar în comisia pe care o conduc. E un jalon în PNL legat de planurile de mobilitate urbană, de planurile de dezvoltare ale municipiilor în special. Și, nu știu, au mai pus un amendament în ultimul moment cu 5 minute înainte a venit Florin Roman, care duce obligația primarilor de a respecta aceste planuri pentru care primesc finanțare din 2026 încolo. Și știi că atunci va veni o ordonanță care va amâna în continuare. Evident, da. Pe partea de... Am mai avut încă o comisie astăzi, că au fost două, transportul interjudețean. Acolo e vorba de o deschidere a pieței, să existe o competiție, să existe condiții civilizate. Când iei un autocar, eu știu, de la București la Târgu Jiu sau Constanța sau la Târgoviște sau microbus, să nu mai avem problemele cu supraaglomerare, cu niște rable vechi care stau să crape. Băieții deștepți, nu știu ce au făcut, că întâi și-au prelungit prin lege licențele cu 3 ani, că n-au văzut că e prea de tot, ieri era un an și s-a întâmplat ceva azi noapte că au venit toți aliniați un an jumate. S-a dat de... Deci au mai primit prin lege un an jumate de licență exclusivă, monopol, după care probabil la anul se gândesc cu ordonanță de urgență și tot așa. Cam cum făceau cei de la duty free stenograme, dacă ți-aduce aminte. La aeroporturi, da. E important să suni, să obții o prelungire și să te mufezi în continuare să tragi. Deci sunt ultimele zbâgnire așa ale clientelei. Asta mă... Să știi că de la un punct încolo mă întristează. Că până la urmă greșeala adversarului când ești în opoziție ar trebui să fie un motiv de uite, greșesc. Dar mă întristează pentru țara asta că nu există niciun fel de consistență de vreun fel, intelectuală, de politici publice, să-i pese cuiva de ce faci. Dom'le, hai, tragem o linie, că nu merge chiar așa. Hai că trebuie și niște lucruri făcute. Au abandonat complet, dacă a existat cineva vreodată care a mai gândit în PSD și în PNL în felul ăsta, au abandonat complet această luptă și singura miză este să-și perpetueze puterea, să rămână în continuare mufați la banul public, să treacă și de problema asta cu alegerile, că asta mai e un hop, așa-l văd eu. Trecem și hopul ăsta, în continuare, într-o veselie. Și dacă s-ar putea să nu mai existe opoziție sau să-i mai deranjează voi presa în vreun fel, ar fi și mai bine. Da, aud, înainte de publicitate, vreau să mai discutăm o chestiune, aud că acest guvern ar urma să aibă 3 vicepremieri, pentru că acum vor toate partidele să aibă cât un vicepremier. PNL-ul nu a avut tura asta, că a avut premierul, dar PSD-ul e mai șmecher la negociere. Mă gândesc așa, ei, apropo de austeritate, de cumpătare, că ei sunt simpatici, Ciucă zice cumpătare, Căciu zice chipzuință, Ciolacu zice nu se mai poate, cu ăștia toți, atât de mulți, secretari de stat, uitați-vă cât sunt, pensii speciale, tinerii pensionari, deci e uimit Ciolacu, zici că s-a trezit și a venit în România acum prima dată. Bun, cum vezi împărțirea asta cu rotativa, cu rocada, ce va fi acolo? E o bătaie de joc față de banul public, cum e și ministerul ăsta pe care l-au înființat Gabriele Firea, ca un moft, ministerul familiei, ne costă și asta nu știu câte milioane. În alte state funcționează, are un rost, dar la noi nu prea. I-au dat un minister corect, deci aici se face totul pentru oameni. Și mi-aduc aminte și discuțiile din colecție. Noi am venit veseli, o să mă spun așa, chiar pionierește. Ce desfințăm? Ce instituții inutile, sugative de bani publici desfințăm? Și la ei prima întrebare este, ai noștri sau ai lor acolo? Al cui e asta? Cine e acolo? Cine e șeful? Pe cine? De-al cui e? Ca la cine, când treci pe stradă și stau bătrânele așezate la poartă, dar tu de-al cui ești, maică? De-al cui ești. Mai puțin prin Comisia de Transporturi și apare cât un secretar ți-a stat complet inept, nepregătit și la un moment dat se întreabă și între stea nostru sau al vostru. De unde e? Mai și eu cu invitații, mai întreabă, e de-al nostru sau e de-al PSD? Ca să știm cum ne... Domnule, nu interesează de... Adică un pic o linie acolo cât de cât... înțeleg că partidele astea s-au construit doar în felul ăsta. Dar unde ajungem cu țara asta? Adică ei vor să-și, nu vor să-și crească copiii aici? Nu știu, nu vor să... Nu le pasă în vreun fel? Că patriotism asta înseamnă. Patriotism nu înseamnă să pui sloganuri goale, să miroși prazul prin piețe sau să fluturi tricolorul. Înseamnă să spese de ce faci pentru viitorul țării. Deocamdată și împart aceste ministere, așa ca o estimare, PNL-ul o să iasă șifonat la negocierea asta sau îi împacă Ciucă la final? Ce, asta, suntem tot acolo la guvernare. Depinde acum cât bacșiș lasă PSD-ul. Cu ideea asta mergem în publicitate, ne întoarcem însă.